Domnule și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Continuăm astăzi seria edițiilor noastre speciale, ocazia cu care discutăm despre realități palpabile ale proiectului european, realități posibile doar ca urmare a statutului României de membru al Uniunii Europene. Probabil nicio altă temă nu a fost și nu este în continuare mai puternic atașată de ideea apartenenței noastre la Uniunea Europeană decât cea privind fondurile europene, faimoasele fonduri europene. Vrând nevrând, oricând discutăm despre politică europeană, ajungem și la sensibila tema banilor de la Bruxelles, a sumelor de cele mai multe ori frumoase, care fac viața europenilor și implicit pe cea a românilor mai bună. În fondurile europene ne stă adesea și nădejdea că viața noastră se poate apropia, din punct de vedere material măcar, de standardele din Germania, Olanda, Franța sau alte țări spre care privim cu admirație. Dar în ceea ce privește fondurile europene, riscul este acela ca discuțiile să fie adesea prea tehnice, iar jargonul de la Bruxelles să fie prea strident, inaccesibil chiar pentru cineva care nu e în domeniu. Deșifrăm astăzi împreună beneficiile fondurilor europene pe înțelesul tuturor. În prima parte a emisiunii discutăm cu doamna Mihaela Costin, reprezentant în relația cu mass media al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, iar în a doua parte a emisiunii noastre de astăzi, o întâlnire cu totul specială cu doamna comisar european, Corina Crețu. Mihaela, bună seara, bine ai venit! Mă bucur să ne întâlnim în studiourile TVR Cluj. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună seara telespectatorilor, bună seara Mihnea. Și eu noi mulțumim pentru invitație. Este o șansă mai rară de a descifra limbajul tehnic al fondurilor europene și ne bucurăm să fim noi cei care o facem. Nu este o misiune foarte ușoară, nu te invidiez, nu vă invidiez pentru această misiune, dar ceea ce aș vrea să menționez încă de la bun început e faptul că probabil acest limbaj mai puțin accesibil, așa cum spuneam, publicului larg, s-ar putea face mai des auzit și s-ar putea face mai pe înțelesul oamenilor dacă am avea întâlniri probabil mai dese, dacă ar exista discuții mai dese în mass media despre ce înseamnă fondurile europene și cum pot fi ele accesate în cele din urmă, pentru că este o temă de dezbatere în societatea noastră. Voi lua observațiile tale ca pe o invitație pentru instituția noastră, pentru a reveni aici și să dăm informații mai detaliate și pe înțelesul tuturor a absorpției și a ce înseamnă realizarea unui proiect chiar, cu finanțare nerambursabilă. Chiar asta și vrea să facem pe viitor. Dar pentru că discuția de astăzi este mai degrabă un soi de introducere în tema aceasta, aș vrea să începem printr-o explicație cât se poate de puțin complexă cu privire la ce este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, ceea ce unii o cunosc sub numele de ADR Nord-Vest. Ce este aceasta? Ce face? Care este istoricul ei, în primul rând? Când a fost înființată? Nici nu știu, datorită acestui limbaj tehnic, dacă putem spune că a fost înființată, efectiv. Avem o vârstă de 20 de ani și un pic. În anul 1998 a fost dată legea dezvoltării regionale, prin care au fost constituite cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, una dintre ele fiind regiunea de dezvoltare Nord-Vest și odată cu regiunea a luat ființă și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Agenția noastră este o organizație regională de sine stătătoare, cu personalitate juridică și cu atribuții specifice în implementarea proiectelor care au ca scop dezvoltarea regională în această parte a țării, adică 6 județe, ca să spunem mai clar, formează această regiune de dezvoltare regională Nord-Vest. Este vorba de Cluj, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bistrița Năsăud. Deci o responsabilitate destul de întinsă geografic, cel puțin. Da, înțeleg da. Că ADR Nord-Vest este ceea ce se numește, mi-am și notat, organism intermediar pentru implementarea fondurilor europene. Ce înseamnă acest organism intermediar? Ce reprezintă un organism intermediar? Un organism intermediar este o instituție desemnată de o autoritate de management a unui program operațional prin care se aduc fonduri nerambursabile într-o țară, în cazul nostru România,
Și care organism implementează axele prioritare, domeniile de intervenție definite pentru acel program operațional. Astăzi vom vorbi despre programul operațional regional 2014-2020, cunoscut în limbajul tehnic ca POR 2014-2020. Pentru acest program, ADR Nord-Vest este organism intermediar în cele 6 județe menționate. Ce înseamnă acest lucru? Faptul că proiectele depuse pentru finanțare prin acest program ajung într-o primă etapă de verificare la noi, la agenție. Ulterior, ele sunt date mai departe către autoritatea de management. Și acum, care sunt autoritățile de management? Chiar am putea să facem din această emisiune un soi de manual pe care să-l avem la îndemână în momentul în care ne gândim. Să știi că există un glosar de termeni foarte bine făcut, din câte am văzut, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Care este autoritatea de management pentru programul operațional regional 2014-2020? O autoritate de management are responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare care vine de la Bruxelles. Cum spuneam, în cazul POR-ului 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea de management. Deci un proiect care ajunge în verificare la agenția noastră, după ce primește avizele de, în urma verificărilor, pentru cererea de finanțare sau ulterior, când după ce se semnează contractul de finanțare pentru cererile de plată sau de rambursare, acestea se duc la minister, la autoritatea de management, care la rândul ei își face propriile verificări pe fiecare proiect în parte. Un proiect își primește banii pentru care a aplicat după ce s-au parcurs foarte multe etape de verificare încrucișate și la noi, la agenție, dar și la autoritatea de management de la București. Iar acest proces birocratic urmărește ce anume? Să evite Urmărește, fraude, în primul rând, îndeplinirea tuturor condițiilor de finanțare pentru acel proiect. Înainte de a ajunge însă la etapele verificării unui proiect și cum se ajunge să un proiect la noi în verificare, vreau doar să mai spun câteva cuvinte despre istoricul agenției noastre, care, după cum ați văzut, are peste 20 de ani. Agenția noastră a fost organism de implementare pentru fondurile de preaderare și pentru fondurile FARECES, care acestea sunt mai cunoscute. Da, cu celebrele de-a dreptul fonduri FARE, care existau înainte de aderarea României, dacă nu mă înșel, la Uniunea Europeană. Exact. În perioada 1999-2009, ADR Nord-Vest a fost organismul care a implementat aceste fonduri în regiunea noastră. Iată, cred că e o observație relevantă, cu atât mai mult cu cât, așa cum confesam într-o discuție pe care o aveam noi anterior, documentând această emisiune, ADR-ul este asociat de obicei cu statutul României de membru al Uniunii Europene. Și aici mă refer, sigur, asociat în zona celor care nu sunt specialiști în domeniu. Și e interesant să vedem că, de fapt, exista cu mai bine de 10 ani înainte ca România să devină parte a Uniunii Europene. De fapt, aceste zone de regiuni de dezvoltare regională, când au fost create, au fost gândite tocmai în scopul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană și existenței instituțiilor necesare pentru absorpția fondurilor în momentul în care România devine membru al Uniunii Europene. Ceea ce a și ajutat în cele din urmă. Da, de aceea are istoric înainte de 2007, anul aderării noastre la Uniunea Europeană. Da. Deci am spus că acesta este scopul principal al întâlnirii noastre, să traducem într-un limbaj cât se poate, repet, de comun pentru telespectatorii noștri, aceste chestiuni care par a fi foarte, foarte tehnice, foarte birocratice. Ai menționat faptul că există anumite axe prioritare. Ce sunt aceste axe prioritare și care sunt ele? Programul operațional regional 2014-2020 are în acest moment 15 axe prioritare, care transpun, de fapt, domeniile care au nevoie de finanțare pentru dezvoltarea acelei regiuni. Am aici o schiță care arată cele 15 axe
ale programului operațional regional. Da, o să apropie colegii. Sunt 15, da. Așadar, axe prioritare. Ok, mai... Da, e în regulă. Așa. Din denumirea acestor axe, și o să iau la așa pe sărite câteva, axa prioritară 2, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Sunt fonduri pentru IMM-uri și pentru micro-întreprinderi. Axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, se adresează autorităților publice locale și din mediul urban pentru reducerea emisiilor de carbon, spre exemplu, pentru regenerarea comunității defavorizate. Fiecare axă, la rândul ei, este împărțită în alte subaxe, în funcție de nevoile identificate în regiunea respectivă și nu numai în regiune, ci și la nivel de țară, pentru că nu se planifică un exercițiu financiar, cum este cel în care suntem în acest moment, 2014-2020, fără a se face la nivel de țară o strategie națională de dezvoltare. Ulterior, se face și la nivel de regiune acea strategie de dezvoltare și ADR-urile, inclusiv al nostru, de-a lungul timpului, au contribuit și chiar au elaborat ele însele planurile de dezvoltare regională. Noi am elaborat până în acest moment 4 planuri de dezvoltare regională. 2004-2006 și apoi 2007-2013 și actualul plan de dezvoltare regională. Deci ADR are un rol activ în conturarea acestor strategii. Activ și este unica instituție abilitată să elaboreze aceste planuri de dezvoltare regională. Deci dacă vedem care sunt aceste priorități și dacă sunt o persoană care urmărește această emisiune, am un IMM și mă interesează să accesez fonduri europene. Ce trebuie să fac? Care sunt primii pași pe care ar trebui să am în vedere înspre accederea la aceste fonduri? În primul și în primul rând, e nevoie să se înarmeze cu răbdare și să caute informațiile la sursele credibile, care sunt, de fapt, Ministerul Dezvoltării Regionale, site-ul inforegio.ro, unde se regăsesc informații despre toate axele programului operațional regional și unde se pot vedea toate apelurile de proiecte care sunt deschise la momentul respectiv. Inforegio are și propria aplicație pe care o poți instala pe telefon și poți să fie anunțat în momentul în care se lansează un apel. În cazul unei... Deci, în primul rând, accesăm informațiile, da? Da. Până la accesarea fondurilor, primul pas este accesarea informației. Corect. Sunt informații publice, putem să le consultăm pe internet. Da. După ce se consultă aceste informații și nu am spus degeaba că este nevoie de răbdare, pentru că este într-adevăr un limbaj tehnic și e nevoie să fie citită probabil de mai multe ori de un necunoscut pentru a le înțelege, următorul pas, cel puțin pentru o firmă, ar fi să-și găsească un consultant capabil pentru a se face cererea, pentru a se elabora cererea de finanțare. În cadrul acestei cereri de finanțare se spun obiectivele proiectului, se stabilesc sumele de care are nevoie potențialul beneficiar, în speță firma, și după ce s-au făcut toate previziunile economice, care este partea de cofinanțare a beneficiarului, pentru că se dau bani, dar nu 100%. N-aș vrea să trecem mai departe. Ai menționat acest consultant care poate să ajute o firmă, o întreprindere mică sau mijlocie. Din câte știu, există persoane specializate în acest domeniu sau pentru acest rol. Consultanți în vederea ajutării sau oferirii de sfaturi. Care sunt deja rulați pe un exercițiu financiar, care este cel anterior, care știu la fel de bine ca orice expert din cadrul unui organism intermediar sau a unei autorități de management, să înțeleagă foarte bine condițiile de accesare a fondurilor. Dar poate sună probabil puerilă întrebarea, dar poate ADR Nord-Vest să joace un astfel de rol de consultant? Poate oferi sfaturi ADR Nord-Vest? Informații oferim la solicitările potențialelor beneficiari, informații care sunt doar informații venite
din partea autorității de management și care ne sunt clar transmise, dar partea de consultanță nu o putem face, nu o asigurăm, nu vrem să se facă această confuzie, deoarece acele proiecte făcute de consultanți ajung la noi la agenție pentru a fi verificate. Nu facem nici recomandări de consultanți, nu avem voie așa ceva, există o strategie foarte bine pusă la punct a confidențialității informațiilor și dacă vine efectiv firma și ne întreabă, vreau să aplic pentru construirea unei pensiuni, ce condiții trebuie să îndeplinesc? Îi spun în mare despre ce este vorba, el înțelege, iar mai departe, pentru realizarea planului de afaceri, pentru previziunile economice solicitate în cadrul proiectului, are nevoie de un expert și, în general, acest expert este un consultant. Mă înțeles. Deci ar fi un soi de conflict dacă ADR ar da și consultanță, ar oferi și consultanță. Nu ar fi un soi de conflict. Categoric ar fi un conflict. Așa, bun. Deci suntem în pasul în care am lucrat de unii singuri, că probabil înțelegem domeniul. Da, sunt și situații în care s-au făcut proiecte de către beneficiar în sine. Alegerea este strictă a beneficiarului. Aceasta este denumirea pe care o dăm noi celor care accesează fondul, pentru că este o denumire generală și dacă este o instituție publică, este tot beneficiar și pentru noi. Așa. Și după ce redactează acest proiect, ce se întâmplă? Care este următorul pas? Începând cu actualul exercițiu financiar, Ministerul Fondurilor Europene a pus la dispoziția actorilor de fondurile europene o aplicație informatică sau un sistem informatic, se numește MySmith 2014. Următorul pas este să introduc acele date ale proiectului în acest sistem, care la rândul lui îi generează o cerere de finanțare. Sunt module specifice de completat, de la obiectivul general al proiectului, bugetul proiectului, planul de achiziții și la căruia îi se atașează o serie întreagă de documente prevăzute de ghidul specific axei respective. Aia sună foarte, foarte complicat. Da, și am folosit un limbaj cât se poate de comun. Adică mă gândesc că cineva care are o întreprindere mică sau mijlocie, sau să luăm cazul cel mai comun, probabil, întreprinderi mici, cum se poate descurca în tot acest labirint? Sună a fi un labirint birocratic. Nu vreau nici să construiesc așa o imagine mai degrabă negativă, dar sună foarte complicat. Cum se poate descurca cineva? Este tot rolul consultantului în această speță? Categoric, consultantul îl ajută foarte mult să-l dirigeze prin acest labirint. În cazul beneficiarilor privați, cărora li se adresează, spre exemplu, axa 2, axa prioritară 2, aproape nu există proiect fără un consultant care să-l elaboreze și să... Deci de obicei firmele lucrează cu un consultant. Da, de obicei lucrează cu un consultant sau care cel puțin îl ajută în pașii importanți ai proiectului, care nu sunt deloc puțini și care se întindă pe o perioadă de între 2 și 5 ani chiar, în funcție de cât de mult durează implementarea proiectului. Deci s-ar putea să... Cât durează din punctul A pe care ni l-ai descris, din punctul în care cineva află informații potrivit cărora ar putea să acceseze anumite fonduri, până la momentul în care aceste fonduri sunt efectiv accesate? Cât ar putea să dureze acest proces? Poate dura între 2-3 luni sau 2 ani de zile, în funcție de cât de lungă este durata în timpul căreia se pot depune proiecte. Durata apelului de proiecte se numește. Dau un exemplu pentru subaxa 2.1, care ține de axa prioritară 2, adresată micro-întreprinderilor. Apelul de proiecte a durat aproape un an, între 2017 și 2018. A fost un apel competitiv, cu reguli foarte clar stabilite, dar s-au putut depune proiecte aproape un an de zile. Primele contracte s-au semnat pentru axa respectivă după încă un an. Între momentul depunerii cererii de finanțare în sistemul informatic MySmith și momentul semnării contractului de finanțare, există încă două etape intermediare. Prima este cea a verificării conformității administrative și a eligibilității.
Proiectul este verificat strict din punct de vedere al existenței documentelor care se solicită în ghidul specific pe axa respectivă. Spre exemplu, dacă se solicită certificatul constatator de la Registrul Comerțului, se verifică, este bifat, și-a depus bilanțul pe ultimul an înaintea depunerii cererii de finanțare. Dacă trece de această etapă și el este informat că a parcurs etapa cu succes, urmează cea mai importantă etapă, cea a verificării sau, de fapt, a evaluării tehnice și financiare. Aici se verifică cifrele din proiect, sumele solicitate, dacă acel proiect este viabil din punct de vedere financiar și foarte, foarte mare importanță au previziunile economice vis-a-vis de firma respectivă, de beneficiarul respectiv, cu banii luați prin proiect și cu banii, cum s-ar de fi dezvoltat fără banii din proiect sau cu banii din proiect. Deci am putea să spunem că această verificare în doi pași este de fapt trei, că mai urmează și etapa de contractare care reia de la capăt anumite verificări din prima etapă. Am înțeles. Bun, deci am putea să spunem atunci că din acești trei pași, primul pas este un soi de verificare a formei. Da. Al doilea, o verificare a conținutului. A conținutului, da, deci, și a valorilor și a sumelor. În primul rând să vedem, există documentele necesare? Nu ne uităm neapărat ce conțin aceste documente, dar în primul rând ne uităm dacă ele sunt la dosar. Corect. Iar în a doua etapă, verificăm chiar conținutul, verificăm calitatea proiectului, da, și cantitatea, da, din punct de vedere financiar. Corect. Și aceasta a treia etapă despre care este etapa de precontractare și etapa de contractare. Sunt, de fapt, două în una singură. Este momentul în care potențialul beneficiar este informat că a ajuns în această etapă. Îi se mai solicită o serie de documente actualizate față de etapa inițială când a depus cererea de finanțare. Se fac și în acest caz toate verificările, după care se elaborează contractul de finanțare, care are oricum o formă prestabilită și care este făcută publică în cadrul ghidului solicitantului pentru apelul respectiv. Deci transparența este practic totală din acest punct de vedere. Se publică de la bun început grila de punctaj, se vede ce și cât se punctează, contractul, forma de contract pentru axa respectivă iarăși este pusă la dispoziție. Deci noi facem contractul, este semnat de către noi ca organism intermediar și este trimis la București, unde este la rândul lui verificat de experții de acolo. Să presupunem că trece toate etapele, este semnat contractul de finanțare, se întoarce la noi, este semnat și de beneficiar și acela este momentul în care proiectul intră în etapa de implementare. Adică beneficiarul își poate începe demararea acțiunilor, că este vorba de achiziții de echipamente, că este vorba de demararea unor activități de construcții. Dacă este să luăm, spre exemplu, axa 6, care este dedicată îmbunătățirii infrastructurii rutiere. Cererea de finanțare depusă în prima etapă desenează tot traseul proiectului. Tu îți estimezi singur cât durează până când ți-l termin de implementat. Tu stabilești singur activitățile și programul proiectului. Este demn de reținut că odată transmisă acea cerere de finanțare, rămâne bătută în cuie. Deci nu se poate reveni asupra ei. Nu se poate reveni asupra sumelor. Se poate reveni asupra ei în anumite puncte de vedere, mai ales al perioadelor, pentru că dacă s-a întârziat un pic mai mult cu contractarea, perioadele trecute și estimate de ei de acolo nu mai corespund cu realitatea. Și atunci se solicită beneficiarului actualizarea desfășurării activităților în conformitate cu prezentul, pornind de la momentul în care s-a semnat contractul de finanțare. Dar eu, ca potențial beneficiar al acestor fonduri, pot să urmăresc parcursul solicitării mele? Adică pot să văd unde este dacă ar fi să continuăm metafora, în acest labirint, unde sunt documentele mele, care este stadiul la care au ajuns? În general, beneficiarul este informat când proiectul a ajuns, nu în general, întotdeauna, de fapt, este informat când a ajuns într-o etapă de verificare. În sistemul informatic MySmith, odată ce a introdus cererea de finanțare, îi se blochează secțiunile, nu mai poate opera niciun fel de modificare decât dacă îi se deblochează anumite secțiuni de către partea cealaltă, care este expertul. Se poate face, dar nu chiar atât de des pe cât s-ar aștepta lumea.
Am înțeles. Mai avem puține minute din întâlnirea noastră de astăzi și aș vrea să vedem și care sunt câteva dintre proiectele dezvoltate de ADR Nord-Vest, activitatea voastră care se regăsește și nu doar în spatele acestor chestiuni tehnice, ci ajutați, ieșiți și în întâmpinarea diferitelor întrebări pe care le are publicul în general. Care ar fi câteva dintre aceste proiecte? Avem undeva la 5 minute din discuție. În completarea sistemului informatic MySmith, agenția noastră a dezvoltat o platformă de monitorizare regio destinată proiectelor finanțate prin POR și în cadrul acestei platforme, unde abonarea este gratuită, se poate monitoriza foarte strict un proiect cu singura condiție a completării datelor solicitate în diversele secțiuni. Pentru proiectele mari, de valoare mare, cum sunt cele de infrastructură, spre exemplu, respectarea calendarului de activități este destul de dificilă, având în vedere numărul mare de achiziții care trebuie făcute. În platforma noastră îl ajută pe beneficiar și îl trage de mânecă și arată, vezi că se apropie momentul unei cereri de rambursare și tu trebuie să fii capabil să poți să furniza documentele necesare pentru cererea respectivă ca să-ți primești banii. Acesta este unul dintre proiectele dezvoltate în ultimii 2 ani de agenția noastră. Un alt proiect este o platformă de investiții regionale INO, dedicată actorilor locali, de la instituții publice, institute de cercetare, firme, unde pe această platformă se regăsesc informații necesare identificării oricărui informații de care are nevoie un investitor, fie român, fie străin. Deci este o structurare a informației? O structurare a informației, da. Platforma este în continuare în optimizare în acest moment și se lucrează în continuare la ea, în strânsă legătură cu actorii care vor avea nevoie de informațiile de pe ea, în speță instituțiile publice sau institute de cercetare sau chiar și firme. Mai avem un proiect care se numește Europe Direct și care este de fapt un centru de informare regională la nivelul Transilvaniei de Nord. Un proiect care trebuie să menționez, să știe și telespectatorii, că acesta este proiectul prin care am ajuns de fapt să deschidem acest dialog, pentru că a fost prima întrebare cu care am venit către ADR Nord-Vest, văzând că există și această platformă prin care cetățenii pot să aibă acces la diverse informații privind Uniunea Europeană. Da, la orice tip de informație se dorește despre Uniunea Europeană, se poate apela la centrul de Europe Direct Transilvania de Nord, care pentru că noi adesea discutăm la emisiune despre Uniunea Europeană din punct de vedere, sigur, al dezvoltărilor politice, nu neapărat efectiv politic, dar dezvoltări politice în sensul de dezvoltări instituționale. Și pare adesea că ceea ce se întâmplă la Bruxelles e departe, nu ar suscita un interes extraordinar, pentru că și informația este adesea încifrată. Ori acest program Europe Direct, care mie mi-a atras atenția, tocmai de asta mi s-a părut interesant, pentru că pune la dispoziția oricărui cetățean aceste informații care nu sunt de obicei discutate în media. E gratuită această consultare informației? Da, este gratuită. Ni se pun la dispoziție materiale informative din orice sector, din orice domeniu, în limba română. Le avem în acest moment disponibile la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, care este gazda acestui centru din Transilvania de Nord. Și, spre exemplu, ca să vă dau cât de aproape este de fapt Uniunea Europeană și Bruxelles de cetățenii lui, dacă undeva într-un oraș are loc un eveniment, să spunem de Ziua Europei, de 9 mai, și este nevoie de un speaker la acel eveniment, pe un anumit domeniu, se poate solicita prin Europe Direct un speaker pentru acel eveniment. Dacă solicitarea se face suficient de repede ca să se poată și răspunde, să nu fie pe repede înainte, vine un speaker de la Bruxelles la evenimentul respectiv. Așadar, aviz amatorilor, celor care vor să organizeze un eveniment. Există o întreagă rețea de centre Europe Direct în România. Sunt și centre la nivel de județ.
Există în Alba Iulia, există la Bistrița, există în Maramureș, la Baia Mare. A nostru este un centru regional care acoperă toate cele 6 județe ale regiunii de dezvoltare Nord-Vest. Deci pune la dispoziție aceste informații în format tipărit, pe de-o parte. Da, și format tipărit, sau dacă efectiv vrea să pună o întrebare legată de ceva, vine la noi, la biroul de comunicare al agenției, ne spune ce dorește, îl direcționăm acolo unde are nevoie, sau dacă știm să-i dăm răspunsul, îl ajutăm noi. Și din câte rețin, există și anumite evenimente de popularizare a unor teme europene. Nu? Parcă ați colaborat și cu anumite licee sau școli? Da, în cadrul proiectului, până la alegerile parlamentare din 26 mai, ajungem în diverse unități de învățământ, în special licee, unde promovăm participarea la vot. Atât, strict. Participarea la vot și motivarea tinerilor să înțeleagă importanța votului lor pentru viitorul țării. Mihaela, un ultim mesaj pe care l-ai dat celor care după această emisiune ar fi tentați să vină înspre voi cu întrebări, cu diferite cerințe, care ar putea fi mesajul acesta pe care l-ai adresat? Indiferent cât de birocratic este procesul de obținere a fondurilor europene, merită tot efortul. Da, un mesaj scurt și cuprinzător în același timp. Atât pentru beneficiari publici, cât și pentru beneficiari privați. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție, pentru această primă discuție, de fapt, și așteptăm și noi informații cu privire la aceste proiecte pe care le dezvoltați sau cu privire la alte alte chestiuni utile pentru telespectatori în general. Cu siguranță, în momentul în care vom avea apeluri de proiecte pe una dintre axele a programului operațional regional, te vom informa, putem dedica o emisiune acelei axe cu informații clare legate de eligibilitatea cheltuielilor și a proiectului. Iar proiectele noastre sunt destul de multe. Astăzi mi-a spus o colegă de șefa departamentului dezvoltare regională, proiecte și turism, că am câștigat 3 proiecte săptămâna trecută, unul pe turism și 2 pe specializare inteligentă, proiecte cofinanțate de agenția noastră și de consorții europene din domeniile respective. Și așteptăm răspunsul pentru încă 9 proiecte. Felicitări, iată, mult succes, ne aduceți și vești bune, deci suntem fericiți de fiecare dată când primim astfel de știri. Mulțumim foarte mult. Mai avem un mesaj pentru beneficiarii noștri. Scopul nostru este să-i deservim pe ei, să-i ajutăm să ducă mai departe proiectele care au început. Deci să vă vadă ca un fel de partener. Da, noi așa ne place să ne considerăm, că suntem un partener pentru ei, care nu doar îi verificăm și le verificăm proiectele, dar în același timp îi și ajutăm să le ducă la capăt. Mulțumim mult încă o dată și vă mai așteptăm și cu alte informații. Și noi mulțumim pentru ocazia oferită de a descifra acest limbaj și pentru ocazia de a spune ce este ADR Nord-Vest. E important. Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte a întâlnirii noastre de astăzi. În a doua parte, așa cum promisesem, avem o întâlnire specială cu doamna comisar european Corina Crețu. Vă invit să urmărim împreună acest interviu. O seară bună, la revedere! Domnilor și domnilor, mă bucur să ne revedem. E o ediție specială, o ediție de colecție a emisiunii noastre, pentru că de-a lungul a peste 6 luni discutăm despre temele europene, despre temele de politică europeană și cred că faptul că astăzi ne întâlnim cu un invitat cu totul special este o confirmare a faptului că temele pe care le-am abordat sunt la zi și că relevanța lor este una cât se poate de practică. Mă bucur foarte mult să îi urez bun venit în cadrul emisiunii noastre, doamnei comisar european Corina Crețu. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar, pentru invitație. Bine ați revenit la Cluj, bine Mulțumesc. Ați revenit acasă, în zona Ardealului. Mulțumesc mult. E foarte important pentru noi și pentru telespectatorii noștri să avem această discuție, pentru că adesea, să știți, urmărim agenda europeană și temele pe care le abordați dumneavoastră, încercăm să le repoziționăm și să le reînțelegem noi în platou cu invitații noștri, deci este o deosebită onoare. Felicitări, am observat și eu că acordați o mare atenție temelor europene și eu cred că așa este important, așa este normal și
important ca România să fie conectată la ceea ce se întâmplă în Europa, la posibilitățile pe care le oferă Uniunea Europeană, posibilități de dezvoltare, pentru că aceasta este șansa noastră. Din păcate, se discută în media prea puțin, probabil, despre Uniunea Europeană și dumneavoastră ați fost printre puținii și sunteți printre puținii politicieni de la Bruxelles, politicieni români, mă refer în primul rând, care discută despre aceste teme la București. Și pentru că deja se vor împlini aproape 5 ani de când sunteți comisar european. Sigur, reprezentați România de peste 10 ani la Bruxelles. Cum vedeți această evoluție a României în acești 5 ani? Dacă ar fi să încercăm să o descriem, să descriem principalele etape ale României în acești ultimi 5 ani. În primul rând, din punct de vedere al portofoliului pe care îl gestionez, cel al politicii regionale, eu cred că am conștiința împăcată că am reușit să încheiem, așa cum am putut, zic eu, cu un succes neașteptat, perioada de programare 2007-2013, pentru că știți că bugetele în Uniunea Europeană se realizează pe 7 ani. Când am preluat mandatul, pentru acea perioadă era 57-58% rata de absorpție. Am făcut eforturi supraomenești pentru a faza toate proiectele de apă și canalizare, care din păcate nu se realizau la timp, dar care ar fi, dacă s-ar fi returnat banii Comisiei Europene, practic ar fi intrat în faliment toate aceste companii de apă și canalizare. Partea bună este că se vor termina pe actualul exercițiu financiar, partea proastă este că se vor consumă din actuala perioadă de programare. Pe de altă parte, încă din prima mea zi de comisar european am încercat să ajut, am avut și să am o colaborare bună cu orice guvern, indiferent de culoarea lor politică, dar a fost datoria mea să atrag atenția și să trag semnale de alarmă atunci când au existat riscuri de a se pierde bani. Deci evoluția României este clar favorabilă, în sensul că 45 de miliarde de euro au intrat în Uniunea Europeană, în România, de la bugetul Uniunii Europene în acești 12 ani de la aderare. Nu întotdeauna pe proiecte care să aducă un impact major în viața de zi cu zi a oamenilor, dar pe ansamblu cred că nu există localitate, nu există regiune unde să nu se vadă aportul fondurilor europene. România în Uniunea Europeană este așa cum o prezentăm noi, cu bune și cu rele, dar pe de altă parte cred că trebuie să ne întrebăm și invers, dacă noi folosim toate oportunitățile pe care ni le oferă Uniunea Europeană și cum ne poziționăm noi în cadrul Uniunii Europene, pentru că depinde de noi cum abordăm această problemă. În orice caz, din punctul meu de vedere, România trebuie să continue să se modernizeze, iar noi, în Europeană, oferim sprijin direct prin alocări substanțiale de fonduri, dar și de expertiză, de asistență tehnică. Deci cetățenii pot beneficia direct de această solidaritate europeană, inclusiv financiară, dacă la nivelul autorităților naționale, la nivelul autorităților locale există voință politică, dar și capacitatea administrativă pentru a elabora proiecte, pentru că noi asigurăm finanțare, dar nu putem înlocui guvernele naționale, nu putem înlocui guvernele locale acolo unde există o capacitate administrativă ridicată, ca aici la Cluj, de pildă, s-au făcut foarte multe lucruri, la Oradea, practic, s-au consumat de 3 ori mai multe bani decât au fost inițial alocați, tocmai pentru că au avut proiecte de calitate, deci ideea e că omul sfințește locul. Și cred că acest lucru este important de știut atunci când oamenii votează. Ați subliniat un aspect foarte important, și anume faptul că ați colaborat cu mai mulți prim-ministri, cu mai mulți miniștri pe fiecare domeniu. Există uneori tendința dinspre București de a vă prezenta ca un om care critică guvernul României. Dar, pe de cealaltă parte, dacă ne uităm la luările dumneavoastră de poziție, întotdeauna au avut un echilibru.
când lucrurile se întâmplau în modul în care se așteptau să se întâmple, ați lăudat guvernul de la București. Deci am spus întotdeauna că s-au făcut progrese semnificative, dar este datoria mea să spun lucrurilor pe nume. Și într-adevăr, așa cum am spus, acolo unde lucrurile merg bine, spun, dar trebuie să spun și despre lucrurile mai puțin bune. Pentru care ar fi principalele critici, doamna comisar, pe care le puteți adresa actualului guvern? Cu toate că guvernul vorbește de o statistică super optimistă legată de absorbția fondurilor europene pe actuala perioadă de programare, mie mi se pare că 19% pe fondurile pe care le gestionez și 26% cu tot cu agricultură în aprilie 2019 este o rată insuficientă de absorbție. Deci cred că s-ar fi putut implementa mai mult, pentru că vorbim de perioada de programare de un exercițiu bugetar de 2014-2020. Sunt împăcată cu conștiința mea pentru că am tras aceste semnale de alarmă, dar mă simt frustrată și îmi pare rău de faptul că lucruri pe care le-am semnat în 2015 împreună cu Guvernul României, legate în primul rând de spitalele regionale în cadrul programului operațional regional, legate de infrastructura de transport rutier și feroviar în cadrul programului de infrastructură mare. Atunci aveam un entuziasm foarte mare și eram convinsă că îmi voi termina mandatul cu aceste lucruri duse la îndeplinire, pentru că autoritățile naționale însele se angajaseră să le termine până în 2018-2019. Și iată că spitalele regionale, suntem în aprilie, nu avem nici studiile de fezabilitate depuse la comisie. Nu sunt convinsă că nu este posibil să se realizeze pe timpul mandatului meu și acest lucru este un lucru care mă întristează, pentru că, în fine, pentru mine e o chestiune poate de orgoliu, dar este vorba de viața cetățenilor, în primul rând. Și, nu, pe de altă parte, infrastructura de transport, faptul că acum mai avem în analiză doar un singur proiect mare, major, legat de peste 50 de milioane de euro, este cel legat de centura de sud a capitalei și mai avem niște proiecte legate de eroziunea costieră, modernizarea unor recluze, dar speram să, până la sfârșitul mandatului meu, să avem sub analiză și Sibiu-Pitești, care este prioritatea zero, veriga lipsă între Rotterdam și Constanța pe coridorul transeuropean de transport. Speram să avem și o discuție dincolo de vorbe, să avem un proiect în acest prag cincinal legat de autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni, care ar fi legat Republica Moldova și Moldova de centrul și estul european. Noi considerăm că încă avem bani pentru actuala perioadă de programare de a realiza studiul de fezabilitate, urmând ca construcția efectivă să înceapă în ianuarie 2021, dar nu putem începe aceste proiecte fără să avem solicitări concrete din partea guvernului și fără să avem proiecte depuse la comisie. Știți că au fost declarații din partea guvernului conform cărora s-au depus documentațiile necesare, s-au făcut aceste solicitări și e interesant să vedem că aceste lucruri nu s-au întâmplat, de fapt. Eu am rămas surprins de unele declarații pe care pot fi atât de ușor verificate. Vreau să vă rog pe toți și pe dumneavoastră, mai ales jurnaliști, dar și primari, oameni din administrația locală, am creat ceea ce se numește Open Data Platform, platforma de date deschise. Există și în limba română pe site-ul DigiRegio și acolo puteți vedea la zi care este nivelul implementării în orice oraș doriți dumneavoastră din România, în orice regiune, care sunt proiectele depuse, care sunt sub analiză, care este nivelul plăților, câte facturi am primit pentru lucrări efectuate. Deci sunt lucruri care pot fi verificate foarte ușor.
Dar, din păcate, oamenii nu cunosc despre aceste posibilități pe care noi le-am oferit, tocmai pentru a mări transparența și pentru ca fiecare cetățean să știe care este adevărul. Pentru că există acest joc, nu numai în România, de a spune că tot ce este rău este de la Bruxelles și de a spune că ceea ce este bun este de la guvern și de la autoritățile locale. De pildă, și acum 10 zile la București, când am avut săptămâna orașelor și regiunilor pe timpul președinției române, și acum la Cluj, au venit la mine mulți primari de comune care îmi spun că li se spune că există această regulă europeană ca în comune de sub 2000 de locuitori să nu se investească fonduri europene. Nu este adevărat. Deci, din contră, eu cred că cu atât mai mult trebuie să te apleci asupra acestor comunități care au fost depopulate, care sunt îmbătrânite, și pentru că altfel riscăm să afectăm foarte mult coeziunea teritorială, să avem mari aglomerări urbane și în rest o țări pete albe, țări goale. Deci eu sper ca România să se modernizeze astfel încât un sat din România să se poată compara cu unul din Franța, din Belgia, și oamenii mai degrabă să-și dorească să stea la sate, să aibă servicii de calitate, să aibă apă, să aibă canalizare, să aibă și viață culturală și servicii medicale. Și atunci vă spun sigur că oamenii vor prefera mediul rural decât poluarea din marile orașe. Deci, cu alte cuvinte, să aducem și satul românesc la nivelul secolului. Este un lucru care mă preocupă, această legătură dintre urban și rural. A fost o colaborare constantă pe care am avut-o cu comisarul Hogan, cu care de altfel am fost și aici la Cluj, după cum bine vă amintiți, și am vorbit despre această ambiție de a acoperi și satele românești cu internet, pentru că altfel nu avem nicio șansă să aducem tineretul înapoi la sate, nu numai pentru că internetul folosește și pentru a demara afaceri și pentru a avea o viață cât de cât conectată și a nu fi, nu a trăi în izolare și calitatea vieții. Doamna comisar, de ce totuși acest limbaj dublu pe care îl vedem și în alte capitale europene? Ați declarat relativ recent că aceste alegeri europarlamentare care se vor desfășura la finalul lunii mai sunt mai puțin despre diferențe între stânga și dreapta și mai mult despre diferențe între pro-europeni și anti-europeni. Din păcate, asistăm în ultima perioadă la un atac concertat asupra proiectului european și de aceea cred că noi ca țară nu ne putem permite vreodată luxul de a ne gândi să ieșim din acest proiect european care este șansa noastră la dezvoltare. Eu de aceea am și părăsit partidul politic în care am activat de atâția ani, tocmai pentru că am văzut aceste accente anti-europene. Și mi se pare că nu este normal, pentru că este vorba de viitorul nostru și al generațiilor care vin după noi și în opinia mea, singura șansă de dezvoltare, de prosperitate este de a îndrepta lucrurile din interiorul Uniunii Europene. De aceea am spus că este mai puțin vorba de ideologie, este vorba de a apăra proiectul european și aici aș face apel și la prima generație de votanți, ceea ce noi numim la Bruxelles Millennials, în general, cei care s-au născut după anul 2000, care trebuie să-și dea seama că au acum șansa pentru prima dată să voteze pentru viitorul lor. Și cred că, sigur, nu vorbim de o ruptură între generații, este vorba de a realiza că nu ne putem permite luxul de a rata această șansă istorică. Cu toate neajunsurile, cu toate neîmplinirile, Uniunea Europeană este rezolvarea și cheia dezvoltării României și a modernizării ei. Și au nevieți mai bune pentru români. E interesant, pentru că, din păcate, destul de mulți alegători și mai ales tinerii consideră că aceste drepturi de care ne bucurăm astăzi sunt un dat. Și nu da, înțeleg că neapărat că Uniunea Europeană da, este. Pentru că foarte mulți care s-au născut după anul 2000 consideră epoca de dinainte de 89 ca fiind foarte îndepărtată. Dar dacă ne gândim bine, e vorba doar de 30 de ani, este vorba de drepturi pe care le au,
Și, într-adevăr, le consideră de la sine înțelese și ar trebui să fie de la sine înțelese. Pentru că suntem cetățeni europeni, la fel ca și ceilalți. Dar au fost obținute aceste drepturi cu greu. Programul Erasmus, dreptul de a studia, dreptul de a călători, dreptul de a munci în alte țări, dreptul de a sta la aceeași masă egală. Cine și-ar fi închipuit înainte de 89 că România va avea comisar european pe același picior de egalitate și de a lua decizii cu toate celelalte state sau membrii în Parlamentul European care participă la luarea deciziilor. 70% din legislație se realizează în Parlamentul European. Deci acest lucru trebuie conștientizat că trebuie să avem acest wake-up call pe care l-au avut post-factum, din păcate, cetățenii Marii Britanii. Deci această deșteptare și, practic, după ce au votat, au realizat câte libertăți pierd. Și cât de nociv ar putea să fie părăsirea Uniunii Europene. Da. Și acum nu știu cum să mai dragă situația, pentru că practic mai sunt câteva zile și riscăm să mergem în Marea Britanie cu viză, dând și la fel să nu existe un... Este o ironie, din păcate, și o mare tristețe, pentru că politica regională, de pildă, a fost realizată ca politică la presiunea Marii Britanii. Atunci când minele din Țara Galilor au fost închise și dânșii au solicitat un fond de solidaritate pentru tranziția economică a regiunilor de minerit către regiuni mai puțin, către industrie mai puțin poluante. Dar câți din cei care au votat la referendum știu că bunicii și părinții lor au avut locuri de muncă datorită fondurilor europene. Deci de acest lucru este nociv de a nu spune care este contribuția fondurilor europene. Pentru că, sigur, este și meritul primarilor, dar cred că este datoria tuturor primarilor să spună atunci când realizează un tramvai, un drum, un spital, cu 85% din bani vin din acest semn al solidarității europene. Sigur, cu capacitatea administrativă locală. Este o, noi numim share management, o responsabilitate împărțită. Și acest joc, din păcate, a avut loc în Marea Britanie și are loc în foarte multe state. Aceea interesant. De a nu menționa, noi avem un studiu, cel puțin la începutul mandatului meu, care spunea că 70% din populația statelor membre, atunci când merg într-un spital modernizat pe fonduri europene, cum e cel de la Dej, de pildă, sau de la Bistrița Năsăud, nu, oamenii nu au sentimentul că acolo există solidaritatea europeană și Uniunea Europeană. Dar, într-adevăr, 85% din fonduri, din modernizarea din spitalului din Dej, modernizarea spitalului din Bistrița Năsăud, avem atâtea drumuri naționale modernizate pe fonduri europene. Oamenii trebuie să conștientizeze aceste lucruri. Când văd acele panouri cu Digi Regio, asta înseamnă că 85% din banii care au fost investiți acolo provin de la bugetul Uniunii Europene. Și că este o expresie a solidarității. A solidarității europene. Și că bugetul pe care eu îl gestionez, 80% din el se duce spre regiunile mai puțin dezvoltate, spre regiunile sărace. Deci pentru oamenii simpli, mai ales, efectele se resimt, mai ales în rândul oamenilor simpli care au acces la servicii de calitate datorită acestor fonduri. Da, bineînțeles. Deci din bugetul pe care eu îl gestionez, de pildă o țară ca Olanda contribuie cu 12, beneficiază, un cetățean olandez beneficiază cu 12 euro, un cetățean român beneficiază cu peste 300 de euro, tocmai pentru că avem această politică. Și aceasta e logica acestei politici. Cu cât ești mai bogat, cu atât primești mai puțin. Tocmai cu cât pentru ești... a reduce decalajele. Pentru a reduce decalajele și discrepanțele, nu numai dintre nord și sud, dintre est și vest, dar și din interiorul aceleiași țări. Cum avem, de pildă, nordul Italiei, cu Mezzogiorno, sudul Italiei, cu o discrepanță uriașă în interiorul aceleiași țări. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție și evocam la o altă emisiune de-a noastră, alături de telespectatori, acel episod pe care l-ați povestit și dumneavoastră, că în momentul în care ați ajuns europarlamentar, într-un context ați văzut singurii doi anti-europeni, care erau Marine Le Pen și Jean-Marie Le Pen. Care sunt previziunile dumneavoastră, e ultima întrebare, pentru aceste alegeri și pentru viitorul Europei, probabil mai mult decât atât, mai specific, pentru viitorul politicii de coeziune?
Într-adevăr, aveți dreptate, când am ajuns eu la Bruxelles, doar doi oameni erau catalogați ca fiind anti-europeni, Le Pen, tatăl și fiul. Din păcate, acum Parlamentul European are mai mult de 100 de membri din cei peste 700 care militează pentru dezintegrarea acestui proiect european. Și acest lucru mă îngrijorează. Mi se pare o dovadă de cinism să fii membru al Parlamentului European și să ai un discurs anti-european. Dar cred că singura noastră șansă este să rămânem optimiști, să mobilizăm forțele pe care le avem la dispoziție și să apelăm la discernământul oamenilor de a realiza că cel puțin pentru România este aproape imposibil să-și gândească viitorul în afara Uniunii Europene. Deci, cred că nu avem altă șansă decât să rămânem optimiști și să milităm. Așa cum spuneam, nu este un proiect perfect, dar este singura noastră șansă de a ne dezvolta. Ne putem întoarce la izolare, la îngrădirea libertăților de exprimare, de călătorie. Cred că în România secolului 21 trebuie să progresăm și să ne modernizăm. Deci apelul meu este acela de a face în cabina de vot o analiză clară a celor care au lucrat în beneficiul românilor, pentru români și care au lucrat pentru îmbunătățirea vieții oamenilor și cei care au lucrat doar pentru interese de grup. Vă mulțumim mult, doamnă comisar, o mare onoare și așteptăm vești bune în continuare de la Bruxelles. Vă doresc succes, numai bine. Domnilor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră, numai bine vă dorim, la revedere!